Bună chiar și dimineața, aș vrea să înțeleg ceva din această viață și mai ales din ce dracu face vreodată Tottenham, Tottenhamul curului. Să nu ne mai depresăm și să nu mai lăcrămăm și în joia asta. Să ne concentrăm pe faptul că e 24 februarie 2022. Avem 4 evenimente și pe ziulica de azi. O cotă totală de 13.37. Primul dintre meciuri începe la 19.30. Like la acest video, vă rog din suflet, apreciez foarte mult că mă susțineți aici cu like-uri. Abonați-vă la canal dacă simțiți nevoia să rămâneți în contact cu mine pe termen lung și setați-vă în acest sens și clopoțelul să primiți toate notificările din partea mea. Cele patru bătălii de pe ziua de astăzi sunt următoarele. Începem cu Islanda la 19.30, 7.30 de seară, Cupa Ligii A, unde ne uităm la Valur versus Vikingur Reykjavik. Câștigă gazdele, mergem pe unul solist, câștigă Valur Reykjavik. Haideți cu niște UEFA Conference League, ne uităm la Bodo Glimt versus Celtic. Vor câștiga cei de la Celtic, câștigă oaspeții, mergem pe doi solist. Continuăm tot cu UEFA, dar Europa League de această dată, avem de văzut un meci important pentru azi, Rangers versus Dortmund, se vor înscrie minimum 3 goluri în meci, 3+. Închidem bilețelul cu Anglia Premier League, avem denotat de acolo duelul dintre Arsenal și Wolverhampton. Ambele echipe vor marca din partea mea un mare GG. Vom merge pe GG pe faptul că fiecare echipuță va înscrie un gol în acest duel. Acestea sunt cele patru meciulucuri. Să sperăm că ne iese cota frumușică foc pentru azi de 13.37. Poate avem vreun norocel. Dacă vreți și biletele mele lungi, formate din nițel mai multe meciuri, de la 8, 9 până la 16, pe care eu le ofer exclusiv în grupul meu privat de WhatsApp, puteți veni în grup oricând. Aveți detaliile de acces în acest grupuleț în subsolul de clip, aici în descrierea de video. Cântăriți dacă vă coafează să veniți. Ideea de bază e că m-a tot contactat și ieri și în zilele trecute diversi băieți mișto de pe Cocioc. Este să fiți din România sau dacă nu sunteți din România, măcar și mai ales să aveți aplicație de Superbet cont la Superbet. Eu acolo fac biletele și de acolo le dau gata construite în fiecare zi. Dacă sunteți pe afară, trebuie să folosiți, nu știu, tot felul de VPN aplicații, tot felul de tertipuri, Tunnel Bear și altele similare, ca să vă considere ca jucând din țară. Dacă sunteți stabiliți, și ăsta e un dezavantaj pentru mine, că mult mai bine mi-ar fi să-mi doneze oameni din afară, care nu se rup în cur de un leu, de prin Germania, de prin Anglia, pe unde mai sunteți la muncă și la treabă, pe această planetuță. Dar având în vedere că joc biletele de niște ani buni la Superbet, vrăjeala și jmenul îmi este foarte ușor, cel mai ușor să o ofer din aplicația asta de Superbet. N-am niciun deal cu ei, nu îi promovez în mod vădit excitant, ci pentru că aici fac biletele de bună perioadă, niște ani încoace. Și sunt obișnuit cu ei, i-am antrenat cu ei, le știu păsurile, le știu căcaturile și mai sunt și printre cei mai mari, dacă nu cei mai mari din Românela. Sunt pe la toate colțurile, inclusiv la mine în oraș. Așadar, am avut tot interesul să rămân la ei, comparat cu toate celelalte case. Că sunt atâtea case, la lua bani, sunt ca farmaciile. Așadar, dacă nu sunteți de prin Românela, să jucați cu VPN app, să faceți cumva să păreți că sunteți din România, să vă creați cont pe aici, e mai complicat. Știu că pe acolo jucați la orice altceva, da? Sunt atâtea, poate mulți jucați direct în agenții și așa mai departe. Din moment ce eu construiesc biletele de multe ori cu jumătate de oră înainte de începerea meciurilor, se poate întâmpla și așa, mă refer la cele lungi de pe grupul privat, e anapoda să stai să primești cu jumătate de oră înainte de meciuri biletul și să te apuci să cauți meci cu meci, să le pui manual în aplicația ta sau pe biletul tău personal fizic în agenție.
și mai ales pe marginea faptului ăstuia, că eu îmi doresc de la voi capturi doveditoare că jucați în fiecare zi, cu o miză minimă, cât o fie de minimă pe biletele respective, să-mi arătați că jucați biletele din partea mea, ca să am pretenția la cei 10%, citiți detaliile în subsolul de clip, din orice câștig. Nu aveți cum să fizic să le organizați foarte repede și e greoi pentru voi și neplăcut. Așa, dacă eu vă dau linkurile cu ele gata făcute, cu biletele gata construite din aplicația Superbet, clic ați dat, clic le-ați văzut, ați editat un pic, ați pariat în 3 secunde 3 mișcări, vă ia maxim 5 minute pe zi. Le-ați pariat, mi-ați arătat capturile pe grup și cam asta e toată dileala pe acolo. Așadar, da, e un dezavantaj pentru mine că nu pot colabora cu oameni din afara țării care sunt plecați la muncă pe afară, români sau mai puțin români, dar mă bazez că poate mai avem niște românași inspirați pe aici, pe Cocioc, care vor să vină în dileala asta. E o dileală grea, o dileală complicată și care n-a adus câștiguri din toamnă, din septembrie anul trecut. Eu mă chinuiesc, amintirile mă chinuiesc, trei sud-est. Mă zbat foarte tare, mă chinui să ajung la un sens comun cu astea lungi. Vreau să le văd și pe astea lungi, aducând niște câștiguri. Ținta, am spus-o mereu, de fapt acolo e. Biletul ăsta scurt e așa, de buget de azi pe mâine, mai ales cu mizele mici pe care le folosesc eu. Am pus astăzi din nou 10 lei pe această cotă 13.37. Nu te poți aștepta la îmbogățire rapidă. Dar cu biletele alea lungi, chiar dacă nu rapid, poate la un moment dat ne vom și îmbogăți. Sper din toată inima. Acestea fiind spuse, v-am lăsat o superbă zi de joi și să avem ce ne place. Bani, fericire și mai ales sănătate. Numai bine, ne reauzim!